1,6 km din bulevardul 21 decembrie și strada Memorandumului între intersecțiile cu străzile Buftea și cu Emil Isac au fost luați în studiu de Universitatea Tehnică pentru realizarea unor benzi dedicate pentru transportul în comun. Propunerea făcută de specialiști a fost prezentată Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Cluj-Napoca. Edilul municipiului spune că ar încuraja ideea, mai ales că pe viitoarele benzi ar putea circula și alte vehicule. Aceste benzi dedicate vor avea dreptul să circule autobuzele, troleibuzele, taximetrele, bicicliștii. Dacă încurajăm și transportul electric, poate și mașinile electrice, dintr-o analiză, să le precizați, să le încurajăm să folosească aceste benzi dedicate, pentru a da un semnal a unui Cluj verde. Reprezentanții companiei de transport spun că odată cu apariția noilor benzi de circulație speciale, durata de călătorie ar scădea simțitor. Scăderea este despre 10-15%, deci timpul a scăzut foarte mult. Este important că se va putea prosta ritmicitatea, pentru că la ora actuală ritmicitatea se rupe datorită acestor blocaje. Reprezentanții primăriei spun că în propunerea lor referitoare la benzile speciale ar fi desființate și 120 de locuri de parcare. Clujenii spun că ideea e bună doar dacă va descongestiona traficul din zona centrală și așa mult prea aglomerată. Dacă se fluidizează circulația și merge mai bine, din punctul meu de vedere ar fi foarte binevenit. Dar trebuie studiat și văzut foarte bine ca să nu încurce mai tare. O propunere ar fi să circule și taxiurile pe benzile astea pe viitor. Era de mult propunerea și teoretic ar fi trebuit să fie așa, dar nu ne dădeau voie. Eu zic că ar fi ok. Ați lăsat mașina pentru transportul în comun, dacă se fluidizează traficul? Păi depinde, dacă am de loc în centru, clar nu vin cu mașina, că nu se merită, nu e rentabil. S-ar desfința totodată parcările. Păi, parcările. Pe acum, dacă e orașul vechi, străzile sunt cu mâs. Nu poate să fie străzile largi dacă e orașul vechi. Propunerea autorităților este în dezbatere publică timp de 2 săptămâni, după care Comisia de Circulație va lua decizia finală, iar municipalitatea va trece efectiv la implementarea propunerii.